Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Și-a plecat, ne-a lăsat-o din nou pe Irina. Dragilor, ce mă bucur să vă văd pe toți! V-a plăcut surpriza mea? Exact, mulțumim! Sper că v-a umplut de energie, da. Și că v-a transmis Ginuța toată căldura și dragostea pe care vi le poartă. Și sper să avem o zi bună! Forță! Forța! Dragii mei, am auzit că există tot felul de discuții. Such as? De probleme. Oh. Între voi, între șefi, despre cum se aleg echipele, cine din ce echipă va lucra în finală, lucruri complicate, dar nu de nereparat. Toți sunt liberi să gătească pentru oricine. Asta trebuie să ne asumăm. Da. Deocamdată, bătălia se dă pe Ștefan. Cum s-a înrușit Ștefan pe fundul de ten? Ștefan, vine un pic mai în față. Oh. Îți mulțumesc să te văd așa. Ce ai făcut, Bobo? La tablă. Să nu zâmbești. Îl scot pe pandaul la careu, ia pandică și povestește tu cum te vrea pe tine toată lumea. Ia zi, bă, Ștefane, vrei la violet sau care e treaba? Elena se pare că i-a propus lui Ștefan să facă parte din echipa ei și i-a spus că o să-l aleagă în finală. Așa, se pare că au vorbit din timpul concursului. De ce anume își doresc asta? Habar nu am, vă zic sincer. Poate e vorba de chimie, poate e vorba despre fizic. Altceva. Doar fizică. Nu am nicio relație cu Elena, s-a văzut și din timpul competiției că tot timpul am avut clinciuri cu ea. Pe noi nu ne leagă nici bucătăria, că ea e la un nivel și se uită pe printre și face primele lucruri aici în competiție și ia 15 puncte. Eu mai citesc o carte, mă mai uit la o rețetă, adică e o diferență. După semifinală, Bontea l-a abordat pe Ștefan să-i facă meniul Elenei. Ștefan, care a fost umilit constant de Elena cu aceste afirmații, cu băi, tu o să gătești pentru mine în finală. Eu am sfătuit-o pe Elena să-i propună, dacă vrea să lucreze alături de ea, dacă nu Ștefan, să fie Florin. Sunt două motive pentru care trebuie să facă asta. O dată, Ștefan și Florin sunt buni. A doua, dezmembrez cumva echipa albastră. Până în dragoste și în război, nu există reguli. Important e că șef Sorin a chemat-o ieri pe Elena să-și facă meniul. Elena a venit cu Ștefan. Da, am plecat de la hotel cu Elena, m-am dus să mă întâlnesc cu șef Bontea. De unde până unde cuțitul de aur unei echipe, în finală, poate să accepte să-și trădeze culoarea? Asta nebunesc de nervi. Șef Florin s-a supărat. Șef Florin Dumitrescu s-a supărat pe mine. A spus că sunt naiv, că șef Bontea e o vulpe bătrână care mi-a întins o capcană pe care i-am mușcat-o ca prost. Cumva, echipa albastră trebuie divizată. Aia e o întreagă strategie. Toate battle-urile noastre s-au bazat și pe strategie. Nu m-a deranjat faptul că Sorin s-a dus să-i spună lui Ștefan să gătească pentru Elena, dar am o problemă cu faptul că Ștefan a zis da. Îmi pare rău, nu-mi pare rău. Ce am făcut, am făcut. Mie îmi pare rău că n-am ajuns în final. Uite, de exemplu, Florin l-a sunat Scărlătescu pe Florin, pe Reveșii. Și Reveșii a zis, nu vreau să gătesc. Nu vreau. Mă iei, aia e, dar nu mă bag să fac meniuri. Ștefan, acum, spune că ar dori să fie la albaștri. Aole. Pentru că ei merită să fie toți împreună să câștige această finală. Pentru că doar ei sunt bucătari. Nu, cele două fete ar fi trebuit să ajungă în finală. Ar fi trebuit să ajungă în finală niște oameni care au demonstrat că au muncit și că au făcut farfurii mișto. Ce? Mai așa au zis? Așa au zis? Cum adică doar ei sunt bucătari? Pentru că a spus că Elena și Narcisa nu prea ar trebuit să ajungă ele, da? Aici. Amărâtele astea două. Două proaste. Aia prea mică, asta prea grasă. Șefii știu mai bine, șefii au gustat mâncarea mea. Dacă unii oameni pur și simplu sunt supărați sau frustrați că sunt eu aici, nu e vina mea. Nu, eu m-am dus și mi-am dat note singură. Când am fost la individuale, am mai avut eu mici ajutoruri, dar dacă înțelegi niște lucruri, faci și niște lucruri farfurie. Dacă nu le înțelegi, te duci dracu acasă și la revedere. Toată lumea m-a subestimat și nimeni nu mi-a dat nicio șansă.
Și acum când i-auzi că mai spus și că nu merit și că nu ți-au dat nicio șansă, mă enervează rău de tot în același timp, dar toți nervii ăștia pe care îi adun mai mult mă motivează să câștig și mai rău. Numai ca să le arăt că nu e bine să judeci oamenii dacă nu-i cunoști. O să vă spun tuturor, nu numai lui Ștefan, că acest show este despre altceva. Chiar și atunci când îl privim ca pe un concurs, este despre altceva. Este vorba despre gustul oamenilor, gustul personal. E adevărat că voi sunteți cei mai tehnici, dar s-a dovedit de-a lungul a 17 confruntări că oamenii de acasă, din diverse zone, domenii, medii sociale, au gusturi diferite și apreciază altfel diversele dișuri. Nu așa cum v-ați aștepta voi. Despre asta este vorba și în finală. Elena și Narcisa nu au ajuns aici pentru că trebuiau să ajungă sau pentru că v-a spus producția sau pentru că ar putea face ceva producția în sensul ăsta. Nu. Perfect, normal. Ele au ajuns aici pentru că gustul lor, chiar dacă nu au ani de experiență și de tehnică ca alții, gustul lor este foarte corect. Este foarte bine cultivat. Florin ar vrea să adauge ceva. Spune. Te rog. Te rog. Și lui Florin și lui Ștefan le-am explicat de ce ei n-au ajuns în finală și de ce Elena și Narcisa au farfurii mult mai bune în semifinal. Musul de ciocolată al Narcisei a fost cel mai bun mus de ciocolată de pe masă. Tocana de cartofi foarte pe gustul tuturor. Kida a avut cea mai bună farfurie de la prima semifinală peste Ștefan și peste Florin. Iar în ceea ce privește pe Elena, ciulamaua de ciuperci, nu cu pui, de la prima semifinală a fost mult mai gustoasă, mult mai corectă, iar șurile au fost apreciate pentru că era ceva clasic. Și asta le-am explicat în seara cu finala, corect? Da, șef. Dincolo de asta, Narcisa și Elena e pe merit în finală și eu sunt foarte mândru de ele, sincer. Mulțumim. Totul e foarte transparent în ceea ce ține de jurizarii. Tot timpul când am greșit, deși vizual era ok și am greșit pe punct de gust, ni s-a spus și ni s-a explicat de ce și cum. De-aia nu mă îndoiesc de chestia asta. Adică, dacă Elena și Narcisa sunt în finală, sunt în finală pe meritul lor. Florin a depășit mai bine momentul de neintrare în finală decât Ștefan. Ștefan a fost super, foarte supărat pe treaba asta, că n-a intrat în finală. Și le-am explicat în felul următor. Momentul în care ai doar 2 ani de meserie în spate și reușești să faci farfurile pe care le-ai făcut la audiții, în battle-uri și la dueluri, după doar 2 ani de meserie poți să spun doar atât: jos pălărie. Ești un talent născut în arta culinară. Felicitări pentru asta. Dar nu știi să gătești. N-ai simț, n-ai suflet. Pentru că tu pui termometru. Iar tu, în momentul în care pui termometru și zice termometru că faci 52 de grade și e bine, tu în momentul ăla folosești știința, studiu, dar nu știi să mănânci. Ceea ce Narcisa are, ceea ce Elena are, ceea ce Cătălin are, nici Florin și nici Ștefan nu au simțul mâncării. Să știți că și astăzi, chiar dacă or să jurizeze numai șefi, știm din alte finale că și ei au gusturi foarte diferite. Și sunt impresionați și ei de gustul din farfurie, poate mai mult decât de plating. Așa că, Ștefan, nu știu dacă ai avut dreptate. Nu, vreau și eu să adaug ceva. Spune, te rog. N-am vorbit pe parcursul competiției cu Elena despre finală, am vorbit după ce s-a aflat că este în finală și m-a întrebat dacă m-ar alege dacă aș lucra cu ea. Am spus, dacă vrei, da, te ajut, că s-a ajuns unde s-a ajuns și poate că am fost puțin naiv și trebuia să mai aștept, să vedem cum decur lucrurile, asta e greșeala mea. Susținerea mea, clar, e pentru Cătălin. Sunt albastru, am lucrat cu el, am muncit cu el. E omul lângă care am lucrat, omul cu care am construit, omul cu care am luptat în competiția asta. Eu dau totul pentru el. Sunt convinsă că o să faci tot ce poți mai bine în orice echipă ai fi. Discuția aceasta o avem pentru că nu vreau ca după această zi să rămână frustrări pentru niciunul dintre voi. Irina, vreau și eu să le spun ceva. Da, Cătălin. Concurenților. Te rog. Dragii mei, o mașină mai puternică nu vă face un șofer mai bun.
termomixul, penseta și tatuajele niciodată nu vă vor face bucătari mai gustoși în farfurie. Băgați la cap, să nu cumva să uitați că fetele astea au o experiență undeva. Țineți minte, înaintea tehnologiei, noi am gătit, să țineți minte, la lemne pe foc. Vă invit, dragii mei, la lemne pe foc. Bravo! Asta s-a scurt. Eu, în continuare, consider că farfuriile mele au avut întotdeauna gust. Nu au fost doar farfurii cu plating, au fost farfurii corecte. I-am spus Elena și ea, dacă Ștefan vrea să lucreze pentru tine, este perfect. Eu sunt corect și spun de fiecare dată ce gândesc, adică ce să spun, ce pentru cine și de ce. Și am spus lui Ștefan, zic, dragule, e adevărat, n-are tehnica ta, adică l-a aranjat farfurii și făcut briz-brizuri de alea pe acolo, nu le are Elena, sunt convins. Elena are un gust foarte bun, dar este și aici. O ajuți, lumea va vorbi altfel despre tine. Vei sta în spatele lui Cătălin, că ești de la echipa albastră, e treaba ta. Dar, părerea mea, că este ocazia ta să fii undeva unde să ieși în evidență. Pentru că ai gătit bine tot sezonul. Dacă vrei să o faci, fă-o. Dacă nu vrei să o faci, nu o face. Corect. Exact asta i-am spus. Bun, te-am mizat pe treaba asta că frustrarea lui Ștefan îl pune pe Ștefan într-o situație în care să spună da, vreau să câștig finala. Pentru că eu sunt, eu fac, eu dreg, eu pot. A fructificat momentul, s-a dus și a zis, bă, uite, îți fac, trec, top, top, top. Ai toate șansele să zică toată lumea că tu ai câștigat finala. Câștig-o pentru Elena. Foarte corect. Ce pot eu să zic? Mamă, Bonte, ce vulpe bătrână ești, ha, ha, ha. Și asta fac și acum. Da. Adică sunt atât de băiat deștept și am inteligență emoțională pentru că am învățat-o de la Răzvan Fodor, așa zice el, încât și acum pun presiune pe el, adică, înțelegi? Omul și-a jucat cărțile bine, mi-a spus că mă va face faimos. Și nu-ți place? Te-am pus în față, cum ți-am promis. Și vreau mai mult de atât. Mulțumesc! Vorbește lumea de tine, cum ți-am promis? Ia uite, practic ești subiectul principal. Poți să zici că asta se va întâmpla, da. S-a întâmplat și n-am început bine. Dar îți dai seama până la sfârșit ce va ieși? V-am zis că-s băiat deștept. Inteligență emoțională. Am făcut meditații cu Răzvan Fodor. Faptul că eu cu Scărătescu și cu Bontea suntem rivali și suntem prieteni în momentul în care ieșim de aici, e un lucru. Dar eu să mă cer cu Bontea vreodată că a vorbit cu Ștefan despre treaba asta? Niciodată! Băi, e un joc. Însă eu cu Ștefan, dacă o să am posibilitatea să-l ajut, o să mă gândesc de două ori înainte. Deci unde se duce Ștefan până la urmă? Nu știu, mă, vedem că și o să vedem. Aici e telenovela aici sezonului. E... Planul meu este să aleg primul pe Ștefan. Și asta o să fac. O vom juca cum dorești tu. Tu îmi ridici mingea și eu servesc. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.